Cuvântul fraier ne cutreieră de mai multă vreme meleagurile. Este evadat din argoul lumii interlope și primit cu ospitalitate de lexicul vorbirii curente. Sensul atestat de dicționare este de om prost, care nu știe să se descurce, să profite într-o anumită împrejurare. Dar nu întotdeauna a avut această semnificație. În limba sa de baștină, germana, fraier înseamnă pețitor, adică, la originea sa, fraierul, e vorba unui scriitor, bărbatul tânăr rămas neînsurat după ce a ochit o mireasă apetisantă pentru un altul. Eseistul Ștefan Borbély remarcă foarte plastic și în același timp precis. În galeria cuvintelor peiorative care exprimă desconsiderare socială la români, fraierul se bucură de o frecvență aparte. Aproape că nu e zi în care să nu-l auzi de câteva ori în vari prilejuri. Mai tandru decât prost și infinit mai moale decât înjurăturile ovariene pentru care românul poate face moarte de om, fraierul nici nu mângâie, dar nici nu jignește prea mult, situându-se așadar în categoria etichetelor negative călduțe. Altfel zis, fraierul este prost doar din punctul de vedere al șmecherului lipsit de principii. Este clientul personajului interlop sau, citându-l pe același Ștefan Borbély, fraierul e legat de viață, de accidentele și de savoarea ei, de crusta sa de superficialitate agreabilă. Ca o consecință, proștii pot intra în parlamente, dar numai fraierii dau politicieni plauzibili. Proștii iau parte la istorie, fraierii câteodată chiar o fac. Cultura universală e plină la modul sublim de fraieri, de oameni care au pornit-o impetuos pe un anumit drum pentru a ajunge involuntar pe un altul. Columb s-a fraierit sublim, crezând că a descoperit Indiile, eroarea sa, dovedindu-se, cum au arătat ulterior secolele, extrem de profitabilă. Așa că, uneori e mai bine să fii fraier. Sau mai precis, e mai bine să fii fraier decât hoț.